Zilele trecute la Orăștie, o companie chineză a inaugurat o fabrică de scaune. În trecut, investiția era plănuită la Deva, însă a fost blocată în instanță de câteva persoane pe care primarul Florin Oancea nu le-a putut convinge cu toate documentele oficiale existente că viitoarea fabrică nu va produce poluare atmosferică și fonică. Astfel, Deva a pierdut o investiție de câteva zeci de milioane de euro, precum și o sumă importantă de bani care ar fi intrat în bugetul local din impozitele pe sutele de locuri de muncă nou create, pe clădiri și pe terenul aferent. În urmă cu 5 ani, compania chineză se pregătea să deschidă o fabrică de scaune în Deva, pe un teren din zona Sântuhalm, încă un proiect anunțat cu mare pompă de primarul Florin Oancea, dar, din păcate, și acesta nerealizat. Ba mai mult, beneficiile de pe urma fabricii de scaune se vor reflecta acum în bunăstarea orăștienilor, nici de cum adevenilor, pentru că primarul din Orăștie nu a pus nicio piedică investitorilor chinezi. Iată, după ce la Deva nu a fost posibilă deschiderea acestei firme, la Orăștie s-a găsit cumva și susținerea necesară. Da, Orăștie este un motor de dezvoltare pentru județul Hunedoara. Așa ne-am propus de la început, așa am rămas. Ne bucurăm că mai avem o societate importantă care investește la Orăștie și așa cum s-a prezentat până în 2026, alte 30 de milioane de euro vor veni la Orăștie, peste 1000 de locuri de muncă vor fi deschise aici și ne bucurăm. Este un investitor important, așa cum s-a spus, este în primii 10 din China, cu cifră de afaceri de zeci de milioane de euro, care și-o propune și la nivelul Orăștiei. Zilele trecute, grupul UEROM, un jucător important pe piața mondială a fabricării de scaune, și-a atins scopul, acela de a amplasa o fabrică în zona Balcanilor, din păcate nu în Deva, ci în municipiul Orăștie, care devine astfel o referință strategică pentru IKEA, liderul de piață care furnizează mobile de calitate la prețuri avantajoase. Încă un proiect important din punct de vedere strategic și financiar pentru reședința de județ, ratat de administrația Oancea. Așa că o paranteză, dacă în 2017 ajungeați la Orăștie, cu siguranță societatea era de mult și pornea mult mai repede activitatea în România.